Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! E o partidă deschisă oricărui rezultat, ținând cont de ce au arătat până acum cele două echipe, care în 13 meciuri n-au pierdut decât două meciuri. E adevărat, avem pe teren campioana egalurilor în acest sezon, Oțelul Galați, care are numai puțin de 9 egaluri. Nici Enmar Hermannstad nu este departe, cu 7 rezultate de egalitate. Fanion rămâne jos și scapă singur cu portarul, se uită și are timp să se uite și la arbitrul asistent. Fanion a rămas jos, parcă puțin surprins și Paraschiv. N-a plecat din propria jumătate de teren. E offside. Bine, nu ăsta este unghiul care să ne dea vreun indiciu cât de cât. Iarăși e meritul gălățenilor aici. Fatai în partea cealaltă, n-a văzut. Vine mai târziu și vine și șutul până la urmă, dar e un șut modest al lui Masiel. Nu l-a văzut, nu l-a simțit, nici nu s-a uitat acolo Fatai, probabil că dacă ar fi fost trimis să mingea din prima aici la Masiel, erau alte greșește. Sotamino, aici Fatai nu-l vede Fatai, l-a văzut și Soti și nici dintr-o poziție foarte bună, foarte comodă. Bună pasa și poziția corectă. Mingea scăpată din nou de portarul Căbuz. A doua oară când Căbuz, să zicem, cel puțin ezitant. Moldoveanul Jardan. Nu bine continuă el. Acum mai avem și pe Balaure și pe Neguț. E o poziție bună, dar șutul este fix în portar și autogol! Autogol, de-abia a intrat Neguț pe teren. Prima acțiune a sibienilor se încheie cu acest autogol. Frumos cadrul ăsta. Cu singurul suporter al echipei sibiene. Asta da schimbare. Bine, sigur că apare acolo Neguț, că asta e treaba lui. Haideți să vedem faza încă o dată. El pleacă din propria jumătate de teren, nici vorbă, nici pomeneală de vreun offside. Șutul e modest aici. Însă ricoșeul ăsta pentru Lovrici este... Te poți supăra? Poți să-i reproșezi ceva unui fotbalist care își trimite astfel mingea în propria poartă? Șutul lui Neguț e modest. Și aici mingea recentrată bine. De acolo nu vedem semnul arbitrului. După cum stau sibienii, pare a fi corner. A dat penalti. Penalti pentru Gazde. Pop bate clar, simplu. Sau pare simplu. 1-1. Să zicem că e penalti. E posibil să nu se vadă foarte bine nimic, da? E 1-1 și asta nu mai schimbă nimic. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super!